Hi guys, sunt Diana Chisăliță. Pentru cine nu mă cunoaște, sunt și vă prezint o răutate mică. E decembrie, trebuie să fim darnici. Și cum moșul a făcut deja listele, eu voi împărți puține răutate pe aici colo. Îmi asum cărbunii. Numai bine am de un grătar în primăvară. Însă vouă vreau să vă dăruiesc ceva. Un cadou care vă va bucura cu siguranță. A venit vremea să tragem linie. Am adunat pentru voi niște declarații din 2023, care mai de care. N-a fost ușor, de ce să vă mint? Ca număr au fost multe, prea multe. De bune au fost tot multe. Dar am făcut o selecție cinstită, spune eu. Am ales unele care merită să rămână în istoria anului 2023. Începem cu fostul nostru premier Nicolae Ciucă, care s-a plimbat prin locul care ne-a oferit cele 7 minuni ale României. Caracal. Dacă țineți minte, Ciuc a fost surprins să afle de la un reporter că orașul a devenit stațiune turistică de interes național, că lui nu i-a zis nimeni. Și când i s-a adresat întrebarea, are potențial turistic, generalul a cuvântat. Dacă or fi găsit vreun obiectiv anume, ceea ce este frumos în Caracal este teatrul. Autoritățile locale trebuie să răspundă pentru astfel de decizie. Zică și el, mă, confruntat cu o asemenea întrebare, în stare de șoc fiind, normal că a trebuit să zică ceva, orice, că nu putea doar să o lase în aer. Ce fel de mesaj i-ar fi transmis întregii națiuni? A man of culture. Oare câte piese de teatru a văzut Ciucă la Caracal? Trecem mai departe și este necesar să vă reamintesc că am avut un ministru al agriculturii cu vorbele la el. Petre Daia. Și a fost polemica aceea cu vacile, că poluează, că nu fac bine. Normal că cineva trebuia să facă pe avocatul bovinelor. Dă lumea în ele așa, fără pic de rușine? Nu! Vaca este specia care trece prin mari greutăți. În primul rând de interpretare. Nu vedeți că acum vaca a devenit dușmanul planetei? Toate cătările acuzațiilor sunt pe coarnele vacii. Că acum vaca este responsabilă când avem atâta poluare. Da, serios, chiar așa. Noroc cu Petre, care a luat boii de coarne. Păi, le stresează lumea non-stop, de-aia se afundă în greutățile vieții. Nu mai poate vaca să pască liniștită, că toată lumea sare să ia gâtul. Vi se pare normal? Mie nu. Foarte bine, Daia. Translator acreditat vacă-om. În sfârșit, cineva care interpretează corect. Ne urcăm într-un tren și, pentru că suntem în România, nimic nu-i sigur. Avem cele mai periculoase șosele. Dar nici cu șinele nu mi-e rușine. În martie, după ce mecanicul unui tren de pasageri a trecut pe roșu și a lovit un marfar, directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, s-a simțit cu musca pe căciulă și i-a zis dacă dormea, era mai bine, că îl frâna sistemul de siguranță. Dacă dormea, era mai bine. Păi pe mentalitatea asta funcționează țara. Sunt de acord cu domnul Preoteasa. Toți dorm în papuci și cumva ducem lucrurile la capăt. Bine, nu la capătul liniei, dar la un capăt, al unui alt vagon, aparent. Aia e. CSF, n-ai CSF. Haterii să cânte la altă masă. Și că tot vorbim de masă, în România ne domnim. Avem ospătari chiar și în politică. Europarlamentarul PNL Vasile Blaga a declarat prin aprilie. Am ajuns ospătarii PSD. Partidul are zero organizare. 70% dintre miniștrii noștri, dacă îi pui lângă un stâlp, primarii și activiștii noștri recunosc stâlpul, dar nu recunosc miniștrii. Dumnezeu a făcut după chipul și asemănarea lui omul. La fel s-a întâmplat și în PNL. Dacă ne gândim la stâlpul liberalilor de odinioară, stâlpul țării ăsteia, Klaus Iohannis, ce să ne mai mire? Nu înțeleg de ce se oftică domnul Blaga. Cum îi crești, așa îi ai. Iar românii sunt bine crescuți, nene. Să nu ne mai ascundem după deget să ne minimalizăm calitățile. Exemplul perfect e interpreta de muzică populară Anuța Motofelea, care după ce a filmat la începutul verii un videoclip în Poiana Narciselor din Parcul Național Munții Rodnei, i-a sărit lumea în cap. De ce? Pentru că a filmat într-o arie protejată. Dar fata a dat dovadă de bun simț. Am știut că e o arie protejată de lege, de asta m-am și descălțat. Nu am vrut să stric nimic. S-a descălțat, băi, cărcotașilor. S-a descălțat femeia. A călcat cu piciorușele goale peste narcisele alea. Dacă se răcea la o vară de la pământul rece.
Ce-i mai important, o narcisă sau o viață nenorocită de om? Gândiți un pic și voi înainte să deschideți gura. Păcătoși suntem cu toții. În română avem celebra expresie gura păcătosului adevăr grăiește. Și sincer, până acum, nu o înțelegeam pe deplin. Nu o asociam cu cineva. Până a apărut asta. România trece de la fapte la vorbe. Și mă bucur, asta se întâmplă acum, pentru că am spus de la început. Acest mandat este despre fapte concrete și realizări economice. Cred că e foarte important să fim recunoscători. Avem în frunte, în sfârșit, un politician sincer. Asta ne doream de atâția ani. Domnul Ciolacu părea mândru atunci când a zis că trecem de la fapte la vorbe. Iar noi ne-am resemnat. Resemnarea curge prin sângele nostru de români. Ne-o demonstrează din nou eroul principal, Marcel Ciolacu. În iulie, după ce a ars un spital în București, ce-a făcut? S-a resemnat, evident! Ăsta este sistemul public în acest moment, a spus premierul. Corect. Putem face mai mult? Poate. Vrem să ne chinuim să facem mai mult? Nu știu, până la urmă e natura umană să mai și murim la un moment dat. Ce, n-ați mai trecut printr-un foc, în spital fiind, neajutorați fiind? Hai, nu vă mai schimonosiți că suntem obișnuiți cu incendiile, că spitale, că cluburi sau alte explozii. Rămânem la explozii. Doar că, pentru că n-am chef să-mi aud, da, bine, asta caută nod în papură la toată lumea, vreau să vă readuc în atenție un exemplu din poporul ăsta brav. Știți că a fost o perioadă în care se găseau mine în Marea Neagră? Pe la jumătatea anului, cam așa. Știți, normal. A explodat atunci o mină pe litoralul nostru frumos. Dar noi suntem obișnuiți cu jegul de pe plaje, deja îl ignorăm. Ne vedem de vacanță. Așa au făcut și românașii. Da, am auzit. Ce mine, domnule, nu credem în de-astea. Vrăjel ca să plece lumea de pe litoralul nostru să meargă la alții. Ne-am plătit concediul, asta e. Dacă acum a venit mina, să fie sănătoasă. Pe plajă mergem. Vedem dacă intrăm în apă. Să fie sănătoasă mina, domnule. Dar ce, noi dăm bani degeaba ca să mergem la mare? Păi la ce prețuri umflate avem pe litoral? Poate să vină și un tsunami, dă-l dracu, o baie tot facem. Apocalipsa ne va prinde în mijlocul bătăilor cu salvamari. Românii nu dezamăgesc, orice ar fi. Bine, mai puțin unul. Dumitru Buzatu. Știți, bătrânelul acela care a fost prins cu 1,25 de milioane de lei mită în portbagaj? Ei bine, atunci, Paul Stănescu, secretar general al PSD, care mai iese de la naftaline din când în când, a spus: nu mă așteptam la așa ceva de la domnul Buzatu. Sunt foarte dezamăgit. Nu am crezut că un om la 68 de ani poate să facă un asemenea lucru. Of, mâncui sufletelul! Cum să crezi odată că un bătrânel atât de simpatic, care era vătaf peste cea mai săracă zonă a României, ar fi putut face așa ceva? Întrebarea mea pentru domnul secretar Stănescu este următoarea. Credeți că dacă mai aștepta DNA-ul 2 ani ca să-l prindă cu mita, era mai mult sau mai puțin de 1,25 de milioane de lei? Că eu cred că mita crește direct proporțional cu vârsta. Plătește experiența politicianului în a-și bate joc de cetățeni până la urmă, nu? La fel și Ion Georgescu, primar de Mioveni. Și pe el a luat DNA-ul pe sus. Nenea a fost prins în flagrant, în primărie, oferind înapoi o mită în valoare de 10.000 de euro unei persoane care voia să bage o rudă pe postul de medic la spitalul din oraș. Mă rog, de ce a returnat banii? N-a reușit, domnule, să-ți țină promisiunea. Așa că, om cistit fiind, s-a dezis de ei. Primarul Georgescu a fost curt și la obiect. Nu am luat, am dat. Extraordinar! Așa mărinimie nu am mai văzut. Păi atunci care-i problema dacă doar a dat, că nu înțeleg? Merită un om pentru atât să ajungă după gratii? V-am mai zis, fostul primar a avut coloană vertebrală. Nu a putut să-și folosească influența, a dat mita înapoi. Din punctul meu de vedere, nu merită pușcărie. Merită medalia de cel mai bun samaritean. Primarul e temelia societății românești. O știe orice român, oriunde s-ar afla el în țărișoara asta. Nu și orice ministru. Emil Drăghici, primar independent în Vulcana Băi, județul Dâmbovița, s-a supărat pe Marcel Boloș.
Motivul e de bun simț, zic eu. Boloș a spus că primarii trebuie să înceteze cu parangheliile de final de an, iar primarul Drăghici a pus punctul pe i. Ministrul s-a îndepărtat de Dumnezeu și de orice realitate. Cetățeanul i-a apropiat de primar, nu de ministru. Incredibil că tupeu pe ministrul Boloș. Nu i-ar fi un pic rușine? Primarii se chinuie an de an să organizeze festivități pentru votanții lor, să-și asigure fotoliul pe mai departe, să mai sifoneze niște bani, să îi facă pe oameni fericiți. Mai mănâncă un chiurtă și mai ascultă o muzică populară, o maneluță, o artifică. Primarii sunt liantul dintre Dumnezeu și realitatea în care trăim. Punct. Cine nu înțelege, măsai Boloș. Încheiem anul cu un moment savuros. Politicienii chiar au îngrășat porcul declarațiilor în ajun, dar l-am tranșat rapid și am păstrat cei mai buni. S-au confesat niște oameni, domnule, la televizor. Vă dau contextul că e prea mult de explicat. Probabil nu v-a scăpat metafora lui Nicolae Ciucă cu patul. Le reamintesc telespectatorilor. E o coaliție de guvernare, spune Nicolae Ciucă. Nu stă nimeni cu nimeni în cameră, cu atât mai puțin în pat. Chestiunea cu patul e dificilă pentru că am fost la un moment dat trei și era posibil să n-avem loc. În cameră încăpem și este posibil la un moment dat să fim chiar mai mulți într-o astfel de coaliție. Cum e? Haideți să clarificăm cu ieșitul. Cum v-a picat metafora cu patul? Ieșit. Noi nu am ieșit de la guvernare. Erați prea mulți? Am fost împinși afară din coaliție, inclusiv de domnul Ciucă. În doi, în trei, în cameră și din pat împinși. Ce mai rămâne mie de zis pe bune? Și-au făcut-o cu mâna și cu gura lor. Atât. De fapt, mai este puțin, uitați. Haideți atunci să lăsăm camera și patul. Am eu o altă metaforă pentru domnul Ciucă. El fiind inginer, poate înțelege. Un scaun cu trei picioare, domnule Ciucă, este mult mai stabil decât un scaun cu două picioare. Logică imbatabilă. 3, număr magic. Așa am citit eu în povești. Și se mulează pe situație, pentru că România asta e un baz, iar politicienii noștri sunt niște prâslea autentici, voinici, focoși în ale graiului și, bineînțeles, vrednici în lupta dintre ei. Bine, gata. Vă las. Nu fiți răuți. Poate doar un pic la nevoie. Și după sărbători. Pup! La mulți ani!